APA Services a încheiat anul 2013 cu profit, la o producție de peste 2,8 milioane metri cub de apă, reușind un grad de încasare a contravalorii serviciilor de 94%. Directorul general al societății, Constantin Preda, spune că unul dintre cele mai mari neajunsuri din activitatea curentă ține de faptul că atât unii consumatori, persoane fizice, dar și consumatori cu personalitate juridică, nu își plătesc datoriile la timp, iar recuperarea creanțelor este dificilă. Au fost luni din aceste 7 luni pe care le-am petrecut aici, în poziția asta, în care am reușit să încasăm ceva mai mult decât producția lui respectiv, alte luni care ne-au tras în spate. În orice caz, pentru mine este un lucru îmbucurător că n-am mai crescut creanța. Pentru că este foarte greu de recuperat. Unele sunt istorice, să dau exemplu ADPP-ului sau CET-ului, altele sunt curente, altele sunt la fel de istorice, dacă pot să spun așa, cu asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă cu aceste datorii, cum le spuneți voastre, istorice? Păi n-avem decât următoarea situație sau următoarele. Pe unele le acționez în instanță. Din acestea acționate în instanță, și spuneam anul trecut, am vreo 300 de dosare la momentul ăsta, poate ceva mai mult. Pe unele le pot câștiga că am partener de judecată, cu alții la revedere. Mai multe amănunte despre acest subiect puteți urmări imediat după știri în ediție specială.